Salutare, fraților, și bine m-ați regăsit la un nou zi de vlog. Gazda voastră ca și până acum, hashtag ForeignVlogs, și bineînțeles sunt murdar din nou, pentru că da, pentru mine e aceeași zi, pentru voi e o altă zi de vlog, bineînțeles. Să recapitulăm unde am rămas. După cum ați văzut, seria asta s-a prelungit puțin și s-a transformat într-o serie de demontări și o serie de montări. În momentul de față am ajuns în partea în care vom monta astăzi noua aripă și stau aici în spațiul gol al acesteia. După cum ați văzut în videoclipurile anterioare, am mutat mustățile, am montat mustățile și grila cu rinichii frumos acolo noi nouțe, inclusiv farurile și blinkerul care era spart. Așadar, fraților, ca să revizionați aceste videoclipuri sau să le vizionați dacă nu le-ați văzut, dați click acolo sus pe i-ul respectiv și vă va apărea notificările. Așadar, fraților, trebuie să vă prezint sculele de care aveți nevoie și după cum urmează. Dacă vă reamintiți, aici sus avem 4 hexuri care arată ceva de genul, deci aveți nevoie de un hex. Clichet de 10, bineînțeles cu, pentru două șuruburi care țin capota în loc și pentru alte două șuruburi care vin în spatele portierei, greu accesibile, deci vă va trebui o extensie la cheia cu clichet. Bineînțeles, alte două șuruburi de 10 care prind aripa pe dedesubt și bineînțeles să nu uităm de șuruburile pe care le-ați văzut și mai devreme în montarea mustăților, 3 șuruburi de 5. Așadar, fraților, vom pune videoclipul pe fast forward cum am obișnuit până acum și bineînțeles pentru a nu vă plictisi. Sper să-ți fie și acest videoclip util. Am strâns toate șuruburile și asta pentru că, da, urmează să verificăm alinierea aripii cu portiera, bineînțeles, și da, inclusiv capota. De aia nici nu am strâns capota încă. Asta urmează să vedeți în continuare, tot așa, fast forward, cel puțin e mai mult hustle, să zic așa, mai multă bătaie de cap, treaba asta, alinierea capotei. După cum puteți vedea, acum se observă destul de clar noua culoare în raport cu, da, cu celelalte panouri, negru față de albastru închis, dar sper cândva vor fi vopsite sau cine știe, poate un rap special. I know I'm holding on to this.
După cum puteți vedea, fraților, de îmbinat se îmbină perfect până sus, inclusiv în partea aceasta, la altă este perfect. Am făcut această aliniere cât mai bună posibilă pentru că atunci când voi scoate capota și voi monta cea nouă, se va alinia perfect cum se aliniază aceasta. Și bineînțeles, când am făcut această aliniere, am descoperit că nu se aliniază cât de cât cum trebuie noua grilă cu capota și urmează să desfac câteva șuruburi, hexurile de aici și să trag puțin grila înspre față și să le strâng înapoi, nu e mare lucru. Același lucru voi face și cu farul acesta pentru că nu l-am aliniat corespunzător cu bara aici. Acesta este aliniat cum trebuie, acesta mai trebuie puțin aliniat. Fraților, după cum ați văzut, am reușit astăzi să facem o grămadă de lucruri, inclusiv voi veți vedea asta în câteva părți bune. Pentru mine a fost o zi destul de lungă, așa că mă voi opri aici, nu mai am baterie nici la GoPro și la telefon se termină în ceva timp. Așadar, fraților, sper că v-a plăcut acest videoclip și v-a fost de folos, precum și celelalte. Și da, dacă ți-a plăcut, lasă un like, lasă un coment, dă un share să vadă și prietenii tăi dacă sunt la impas și nu știu cum să facă anumite DIY-uri. Și bineînțeles, abonează-te pentru că asta este important și nu uita de pagina mea de Facebook și de Instagram. Fraților, cum v-am obișnuit până acum, până data viitoare, v-am salutat! Thank you.